Diana, bună! Mulțumim că ai acceptat să stai de vorbă cu noi, de fapt și cu cititoarele și admiratoarele tale de pe cafetele.ro. Ne apropiem cu pași repezi către primăvară, către 8 martie, ziua femei, luna femei. Ce înseamnă pentru tine 8 martie? S-ar putea să sune puțin comunist, dar pentru mine 8 martie înseamnă ziua mamei. Adică eu am fost crescută în spiritul acela și pe 8 martie nu sărbătoream ziua femei, sărbătoream ziua mamei. Și mie asta mi se pare că ar trebui sărbătorit. Bine, că acum a devenit așa o sărbătoare interesantă și e ocazia femeilor care sunt angajate în relații, în căsnicii, să petreacă singure. E un lucru foarte frumos, dar nu cred că am avea nevoie de 8 martie să facem lucrul ăsta. Ar trebui să se întâmple de la sine o dată de două ori pe lună, clar. E o sărbătoare frumoasă. S-a transformat în ceva frumos, romantic și mie îmi place în perioada asta pentru că pe unde te duci și pe unde ieși, sunt inimioare, e dragoste, e iubire, dar să nu uităm că în perioada asta, de multe ori, multe cupluri se rup. Cum adică se rup? Se rup. Nu odată am văzut și am stat pe lângă prietene care s-au despărțit fix în perioada asta pentru că e prea multă dragoste și pentru că femeile ies mai mult în oraș, atunci tentația e mai mare pentru bărbați și uite așa, din vrute nevrute, ajung să se despartă, se strice relațiile. Dar e o sărbătoare foarte frumoasă, unde noi ne simțim mult mai bine ca și femei, dar e o sărbătoare pe care eu nu o să uit niciodată, ca sărbătoarea este ziua mamei. Apropo că tot e ziua mamei, ai fost și ești apropiată de mama ta. Care a fost rolul ei în cariera ta? Cum te-a sprijinit? A avut un rol al ei? Bineînțeles. Pe lângă faptul că ea mi-a ghidat primii pași, mi-i ghidează și acum. Adică mama este prima persoană pe care o sun în momentul în care am nevoie de un sfat. Fie că e vorba de viața personală, fie că e vorba de carieră, întotdeauna mă sfătuiesc cu ea și îi cer ajutorul. Tot timpul a fost un sprijin. Când mi-a fost mai greu sau când am avut probleme sau când am întâmpinat lucruri care nu mi-au plăcut, totdeauna m-am sfătuit cu ea și ea mi-a spus din punctul ei de vedere cum ar crede ea că ar fi bine să fac sau să procedez pe mai departe. A fost ca cea mai bună prietenă. Asta după ce am trecut de perioada adolescenței. În adolescență eram un pic cam rebel, așa, mă certam cu mama din orice, nu eram de acord, pentru că vedeam lucrurile diferit, vreau să fiu independentă, na, ca orice puștoaică. Dar să știi că de fiecare dată când n-am ascultat-o pe mama, mi-a părut rău mai târziu. De fiecare dată am ajuns să zic, Doamne, avea mama dreptate. Dar de fiecare dată, așa că sfătuiesc toate adolescentele să nu se certe cu mamele lor și să le asculte sfaturile pentru că au o experiență, pentru că au trăit și trăiesc ele acum și că mai bine e bine să înveți din greșeli, dar unele greșeli mai bine nu le faci. Îți amintești ce cadou i-ai făcut mamei tale, mică fiind? Da, știu că în general făceam felicitările acelea făcute de mână, bănuiesc că și tu le-ai făcut și îmi plăcea, aveam o plăcere nebună să lucrez cu mâna și să fac mamei cadouri și știu că mama are acum pe acasă în continuare niște felicitări făcute de noi, le făceam felicitările acelea cu globuri sparte, cu șnurul acela de la mărțișor, cu desene, cam asta făceam și mi-aduc aminte o dată când m-am întors de la București, eram cred că de vreun an sau doi la București și m-am oprit la o florărie și am cumpărat mamei un buchet din ăla mare, imens de trandafiri și m-am dus și melodia aceea Mirabelei Dauer, iubită mamă. Și m-am dus și am deschis, am dat jos geamurile de la mașină, am pus melodia aia foarte tare, mi-am luat florile în brațe și am început să urlu în fața porții, mama, mama. Și mama a ieșit și nu știa că vin la București, nici măcar nu se aștepta să o... Și a fost un moment foarte drăguț. Poți să ne fredonezi două versuri din melodie? Nu. Nu. De ce? Că știu că ai luat și cursuri de cântat. Da, nu, nu. Pot să vă zic că era unul din versuri, e mulțumesc iubită mamă. Și asta e, cred că mulțumesc iubită mamă spune orice femeie sau bărbat mamei, pentru că mama este stâlpul nostru de când ne naștem și până când ea nu mai e sau până când noi nu mai suntem. Când erai mică, în copilărie, îți cânta, îți spunea povești ca să te adoarmă, îți amintești? Nu, sincer nu mi-amintesc, dar mama nu, să mă adoarmă nu cred că mi-a spus povești. Eu una nu mi-amintesc, știu că eram mai mare, ne trimitea pur și simplu la culcare, pentru că eu n-am fost
singură la părinți, am fost patru și ne-a crescut pe toți, mama a stat acasă și ne-a crescut și îți dai seama, cu patru copii, cu diferențe de 3 ani între ei, cu 3 primii, sora mea mai mică e diferență mare între noi, dar oricum cu 3 copii în casă, nu e o viață ușoară și la un moment dat când zicea hai la culcare toată lumea acum, eram la culcare toată lumea acum, noi ne duceam în cameră, nu se culca niciunul până nu intra aia de vreo 2-3 ori peste noi, dar nu mi-aminte să ne fi cântat sau să ne fi, da, m-a învățat poezii pentru școală și asta, dar nu a stat noaptea lângă mine să-mi spună povești, nu mi-amintesc. În această perioadă 1-8 martie cum ești răsfățată de iubitul tău? Ah, nu știu, o să vedem. În trecut cum ai fost? Nu știu, cu mărțișoare, cu cadouri, cu cine romantice, nu, cum face toată lumea, adică nimic în mod special sau wow. Apropo de iubit, în general bărbații sunt mai dezordonați, mai lasă haine împrăștiate, șosete, pe acolo, pe acolo. Iubitul tău te enervează cu ceva de genul ăsta? Nu, încă suntem în momentul ăla al relației în care pe mine nu mă enervează nimic la el, pe el nimic la mine. Deci încă e bine. Mai trebuie să mai treacă puțin timp până să descoperi lucrurile astea. Știi că ajungi la un moment dat, unele lucruri le faci la început cu plăcere și cu drag și zici, oh, iubit, se întâmplă în orice relație și la un moment dat te saturi pentru că ai senzația că el nu apreciază și pentru că el nu-ți mai spune ca înainte, vai, iubit, am mulțumesc că mi-ai călcat cămașa sau că mi-ai făcut nu știu ce. Și încet, încet lucrurile se schimbă. Da? Deocamdată suntem în... Nu, n-am ajuns acolo. Atunci când vă certați, când aveți discuții contradictorii, cum te împacă după aceea? Mă pupă până mă sufocă. Și invers? Păi până acum n-am avut de ce să-l împac eu pe el. Poți să le oferi femeilor un truc al... un truc de frumusețe al tău? Truc de frumusețe. Din punctul meu de vedere, frumusețea vine din interior și atât timp cât ești bine cu tine, ești frumoasă oricum. Părerea mea e că primul lucru cu care ar trebui femeile să lucreze în general este sufletul lor. Și dacă sufletul lor este frumos și împăcat și fericit și mulțumite cu ele și cu viața lor și cu ce li se întâmplă și se bucură de ceea ce li se întâmplă, frumusețea iese la iveală. Apoi dacă stăm să o luăm pe partea fizică, știi? Este esențial, eu marșez foarte mult pe lucrul ăsta, demachierea în fiecare dimineață și în fiecare seară și crema de față. Alea sunt lucrurile care n-ar trebui să lipsească din baia și din locul de frumusețe al oricărei femei, începând de la vârsta de 14-15 ani și până când... Adică, cred, crema de dimineață și de seară și de machierea sunt foarte importante pentru că ajută tenul să fie curat, frumos, proaspăt. Și alte trucuri ar mai fi unul singur. Nu vă înfometați, doamnelor. Adică avem, toate trecem printr-o perioadă, prin viață, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, o dată de 2, de 3, de 5, de 10, de 100 de ori, în care ne îngreșăm puțin, luăm mai multe grime. Multe dintre noi apelăm la chestia asta cu înfometarea pentru că funcționează cel mai bine și cel mai rapid, dar nu este sănătos, nu este bine. Sunt niște lucruri care se întâmplă în organismul nostru, care ne dau metabolismul peste cap și care ne fac un deserviciu pe mai târziu. Adică în momentul în care te înfometezi, da, slăbești foarte repede, poți să slăbești, habar n-am, și 3 kg într-o zi dacă nu mănânci, sau 2, habar, nu știu să zic. Dar în momentul în care vei pune gura pe orice fel de mâncare mai târziu, organismul va fi atât de înfometat încât va asimila mai mult decât ar asimila într-un mod normal. Și atunci eu recomand sport foarte mult, este esențial. N-am mai făcut eu, de exemplu, mă cer pe mine în fiecare zi că am banda în casă și o dată sau de 2 ori pe săptămână mă mai sui, dar ar trebui să mă sui în momentul de față în fiecare zi și n-o fac. Sportul foarte mult și mâncatul, nu vreau să zic sănătos, pentru că fiecare organism reacționează diferit în funcție de mâncărurile
pe care le dai. Unii reacționează mai bine la fructe și legume, alții reacționează foarte bine la proteină, la carne. Să se ducă la un nutriționist, să consulte un nutriționist, să țină un regim adecvat pentru organismul fiecărei. Deci astea sunt sfaturile mele de frumusețe. Ai fost măritată, ai divorțat. Cum te-a schimbat pe tine acest lucru, acest pas pe care l-ai... Nu știu dacă am mai stat acum să analizez lucrul ăsta. Cert este că m-am schimbat nu neapărat prin prisma divorțului, ci prin prisma vârstei. M-am maturizat, am crescut, am învățat lucruri, am o experiență de muncă în spate și de vorbit cu o grămadă de oameni, de învățat de la fiecare câte ceva. Nu pot să zic că m-a schimbat sau că m-a făcut mai rea sau mai blândă sau mai dură sau mai moale, habar n-am, nu știu. Sunt pur și simplu doar mai matură și mai sigură pe mine. Ai o carieră frumoasă, un iubit care te iubește. Că am o carieră în spate, deocamdată n-am nicio carieră. Ca să... Oricum s-a zis de-atea ori că sunt într-un colț de umbră. Nu, sunt într-un colț de umbră pentru că aleg să fac asta, pentru că nu mai simt să fac televiziune niciun fel. Ce îți lipsește în momentul de față ca să poți să fii o femeie împlinită? Sau ești o femeie împlinită? Îmi doresc foarte mult un copil și bănuiesc când asta se va întâmpla, o să fiu cu adevărat împlinită, 100%. Deocamdată mi este foarte bine, am o viață frumoasă și mă bucur de ce am în ea și cum e, dar da, ca să fiu 100% împlinită, mi-aș dori foarte mult un copil. Este vârsta, e momentul să am un copil și probabil că o să se întâmple. Dacă aș fi o peștișorul de aur așa și ți-aș putea îndeplini 3 dorințe, care ar fi alea? Sănătate, mi-aș dori să fiu sănătoasă mult timp de acum încolo, pentru că fără sănătate nu poți să faci nimic în viața asta. Mi-aș dori să am bilete de avion gratuite oricând, toată viața, oriunde vreau eu în lume, doar biletele de avion, atât, că în rest ne descurcăm cu cazare și cu astea. Și stai să mă mai gândesc. Încă una ar mai fi, nu? Păi peștișorile de aur... Să mă păstrez puternică ca până acum, că restul le descurc eu pe toate. Un mesaj pentru cititoarele cafetele.ro? Să nu uite de ele niciodată, pentru că ele sunt cele mai importante. Și atâta timp cât nu uiți de tine, totul merge foarte bine în viața ta.